mai mult decât povești. Mai mult decât povești. Bun regăsit, dragi prieteni ai poveștilor, la emisiunea noastră de lectură. Vom continua și astăzi să citim din romanul Titus, un camarad al crucii, de Florence Morse Kingsley, apărut la editura Little Lamb din Suceava, însoțindu-i pe eroii noștri într-o situație destul de dramatică. Ruth, singura copilă a lui Iair, fruntașul sinagogii din Capernaum, se îmbolnăvise dintr-o dată și făcuse așa o febră mare, încât părinții ei și chiar slujitorii casei erau cât se poate de îngrijorați că de aici se va trage sfârșitul. După ce au respins cu indignare leacurile fanteziste ale unui așa zis doctor, Sara și Iair, părinții fetei, și-au amintit că, de fapt, ar fi trebuit să apeleze la ajutorul Domnului Iisus, singurul în măsură să redea sănătatea fetiței. Și Iair, împreună cu Ștefan și cu Titus, au pornit aproape disperați în căutarea nazarineanului, pentru că acesta părea să nu fie prin apropiere. Dar Ștefan le-a dat de veste de revenirea Domnului și, atunci, într-un suflet, toți trei au ajuns la poarta cetății, unde au întrebat pe străjer dacă a trecut nazarineanul pe aici. Haideți să vedem împreună ce răspuns au primit și ce s-a mai întâmplat. Nu, domnule, s-a oprit să vorbească gloatelor care deja îl îmbâlzesc, deși abia coboră din corabie. Și străjerul arătă cu degetul înspre răsărit, iar cei trei porniră în grabă spre un nor de praf care se vedea în depărtare. Când ajunseră la marginea mulțimii, printre capetele nevoiașilor, ale bolnavilor și ale curioșilor, putură să vadă pentru o clipă fața Mântuitorului. El stătea pe o movilă de pământ și vorbea noroadelor. Pentru numele lui Dumnezeu, lăsați-mă să trec, oameni buni! Se rugă Iair. Trebuie să-i vorbesc învățătorului. Văzând disperarea de pe fața lui și dând respectul cuvenit unui fruntaș al sinagogii, pentru că mulți îl cunoșteau, oamenii se dădeau în lături și îl lăsau să înainteze. Ajungând în sfârșit față în față cu învățătorul, îi căzu la picioare și, printre hohote de plâns, îngână. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, te rog să mă asculți. Fetița mea trage să moară. Rogu-te, vino de-ți pune mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Atunci Iisus, făcându-i se milă de el, îi întinse mâna și îl ridică din praf. Porniră cu toții spre poarta cetății, în vreme ce gloatele, mereu crescânde, strigau pline de însuflețire și-l aclamau cu urale de laudă pe învățător. Înaintarea lor era foarte greoaie acum, pentru că mulțimea se îmbulzea din toate părțile. Deodată Iisus se opri în mijlocul lor și întrebă, cine s-a atins de mine? Toți au rămas înmărmuriți. Unul dintre ucenici, pe nume Petru, îi spuse, învățătorule, vezi că mulțimea se îmbulzește și mai zici cine s-a atins de mine. Dar Iisus spuse din nou, cineva s-a atins de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Și zicând acestea, își aținti privirile asupra unei biete femei care purta o îmbrăcăminte sărăcăcioasă. Când aceasta simți că Iisus și-a oprit privirea asupra ei, s-a apropiat de el tremurând și, aruncându-se cu fața la pământ, rosti plină de teamă. O, stăpâne, îți cer iertare! Am suferit o scurgere de sânge timp de 12 ani. Mi-am cheltuit toată averea cu doctorii, dar în loc să mă fac mai bine, boala mea s-a agravat tot mai mult. Și m-am gândit în inima mea că dacă aș putea doar să mă ating de poalele hainei tale, aș fi vindecată. Și așa a fost, pentru că în momentul când m-am atins de tine, am și fost vindecată.
Când a auzit Iisus mărturisirea ei, i-a zis: Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. În timp ce învățătorul se adresa femeii, Iair, care aștepta cu nerăbdare, îl văzu pe Benoni apropiindu-se. Acesta alergă spre el și, rupându-și hainele, strigă cu durere: Vai, domnul meu, fiica ta a murit! Nu îl mai supăra pe învățătorul. Fața lui Iair se îngălbeni la auzul acestor cuvinte și s-ar fi prăbușit în nisipul fierbinte dacă Iisus nu l-ar fi îmbărbătat, spunându-i: Nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Apoi, întorcându-se spre gloate și oprindu-le să-l mai urmeze, porni spre casa lui Iair. Iisus cu ucenicii și cu Iair mergeau înainte, iar cei doi frați împreună cu Benoni îi urmau îndeaproape. Cu cel mai poate ajuta învățătorul acum, murmură Titus cu amărăciune. Dacă nu era femeia aceea, poate că am fi ajuns la timp. Micuța și-a dat duhul de îndată ce stăpânul a plecat, spuse Benoni trist. Dar n-ați auzit ce i-a spus învățătorul tatălui ei? Interveni Ștefan. Nu te teme, crede numai. El îl va ajuta cumva, veți vedea. Ce mai poate face acum? Repetă Titus. Îi va ajuta să primească voia tatălui din cer, răspunse Ștefan încet. Când ajunseră acasă la Iair, curtea din afară era pustie. Trecând prin grădină, puteau să audă tânguirile țipătoare ale bocitoarelor și cântecele de jale ale celor ce cântau din fluier, pentru că ușa pritvorului dinăuntru era larg deschisă. Grădina era plină cu femei care plângeau și gesticulau, în timp ce bărbații, cu hainele rupte, își turnau cenușă pe cap și pe barbă ca semn al durerii lor. Împotrivindu-se celor care voiseră să ia trupul neînsuflețit al copilei, mama încă mai stătea încremenită, cu ochii pironiți pe chipul de ceară, așteptând parcă să se desprindă un semn de viață de pe fața micuței. În ciuda bocetelor și a tumultului din jurul ei, fetița rămânea însă nemișcată și tăcută, ca o stană de piatră. În curând fața ei dulce îmi va fi răpită pentru totdeauna, își spunea mama în gând. Nu trebuie să plâng acum când ea doarme atât de liniștită. La auzul unui glas răsunător și plin de autoritate, deveni pe dată conștientă de prezența cuiva în apropiere. Dar ce spunea vocea aceea? Să fi fost oare adevărat? Dați-vă la o parte, căci fetița n-a murit, ci doarme. În același moment, tânguirile stridente încetară și se lăsă o liniște desăvârșită. N-a murit? Doarme? Și ridicându-se în picioare, Sara se aplecă peste trupul neînsuflețit al fetiței, ascultând cu respirația tăiată. Vai, dormea într-adevăr, dar era somnul de veci, care nu cunoștea deșteptare. Când își ridică ochii, privirea ei întâlni chipul plin de milă și de dragoste al lui Iisus. Tu știi că a murit învățătorule, erau cuvintele pe care ar fi dorit să îi le rostească. Dar nu reuși, pentru că ceva din fața lui, plină de pace, o opri. Apropiindu-se de marginea patului, Iisus luă mânuța de gheață în a lui și strigă cu glas tare: Fetițo, scoală-te, îți spun! La aceste cuvinte, obrajii sculptați în marmura rece a feței căpătară de îndată o culoare trandafirie. Genele lungi se zbătură, iar ochii, închiși ca să doarmă un somn lung, lung de tot, se deschiseră larg, plin de lumină și viață. Privind neclintit la fața învățătorului, în adâncul lor răsărea un zâmbet luminos și dulce. Ai venit în sfârșit, șoptia,
Te-am văzut în vis. Cine ar putea să descrie în cuvinte ceea ce a urmat? Câtă fericire, câtă recunoștință, câtă uimire să trece de la delirul unei dureri atât de profunde la înălțimea unei bucurii atât de minunate. Copila privea uimită cum părinții ei, căzuți cu fața la pământ înaintea învățătorului, îi sărutau picioarele, acoperindu-le cu lacrimi. Ea a dormit, a visat și s-a trezit. Dar ce însemna acest tumult? De ce venise răbocitorii și cei care cântau din fluier? Oare mai visa încă? Citindu-i gândurile și văzându-i uimirea de pe față, învățătorul îi se adresă mamei, aducându-o la realitate prin cuvintele lui. Copilei este foame, dați-i ceva de mâncare. Apoi, poruncindu-le să nu spună nimănui cele întâmplate, îi lăsă cu bucuria lor și plecă. Într-una din lagunele cele mai pitorești ale lacului, pe malul înverzit, cu palmieri și fel de fel de arbuști, un grup de bărbați tolăniți în jurul unui foc aduceau un dezacord izbitor acestui loc plin de frumusețea păcii dăruite de Creator. Erau vreo 10 sau 12, toți robuști și zdraveni, arși de vânt și de soare și desfigurați de cicatricele multor bătăi sângeroase care trecuseră peste ei. Acum păreau oameni pașnici și frigeau niște pește la foc, în timp ce pe iarba din jurul lor zăceau ploștile cu vin pe jumătate golite. Zici că băiatul a dat bir cu fugiții, Dumahus? E păcat, căci avea în el sânge pentru a deveni un voinic dărs și neînfricat, spuse unul dintre ei, aplecându-se să adune jăratecul pentru a țâța focul. De unde-i făcut rost de el? Căci copilul tău nu e cu siguranță. Este fiul meu, protestă Dumahus întărâtat. Lasă vorbăria, amice! De ce te canonești să ne prostești pe noi cu privire la un lucru atât de răsuflat? Dacă l-ai împrumutat de la vreun evreu bogat, de ce nu ceri o recompensă grasă pentru înapoierea lui? Ai putea pretinde o pungă doldora de bani. Dumahus nu-i răspunse imediat, dar, după un timp, îi se adresă rânjind. Iar tu, bunul meu amic, ai vrea o mică parte din acei galbeni? Nu m-am gândit la asta, dar tu n-ai deloc idei rele, zise celălalt râzând mișelește. Haide, amice, nu ne mai ține încordați, spune-ne care este numele tatălui lui. Tașnărodule, se zbor și Dumahus. Dacă aș fi vrut să înapoiez băiatul după cum spui tu, n-aș fi făcut-o eu cu ani în urmă. Îmi iubesc răzbunarea mai mult decât aurul adunat din galbenii evreilor. Și fii fără grijă că voi pune eu mâna și pe bani, însă la timpul potrivit. Iar răzbunarea mea va fi deplină când îl voi... Și se opri brusc, cu o expresie atât de hidoasă pe chip, încât ceilalți tâlhari, cu inimi la fel de haine și barbare, îl priviră stupefiați. Nu invidiez viitorul băiatului cu un tutore atât de ispravnic, zise interlocutorul către Dumahus, dând din cap. Nu cred că mai există o brută ca tine în toată Galileea, dar păcat că vei fi crucificat, preanalta mea căpetenie. Când își felicită șeful în felul acesta, ținu mâna pe pumnalul de la cingătoare, iar Dumahus, care tresări la cele auzite, se umplu de furie și începu să bolborosească tot felul de amenințări și blesteme. Liniștiți-vă, interveni altul. Ce aveți de gând să vă înjunghiați unul pe altul tocmai acum când ne odihnim? Lăsați neînțelegerile și hai să mâncăm. Și zicând acestea, cel care vorbi își luă cel mai mare pește care sfârâia pe jăratecul încins și începu să se înfrupte din el. Ceilalți îi urmară exemplul și în curând mâncau și beau cu toții, împodobindu-și ospățul sălbatic cu frânturi din cântece lipsite de armonie și cu râsete dezgustătoare. Se apropie cineva,
șopti careva. Într-o clipă toți fură în picioare și unul, mergând tiptil în direcția din care venea sunetul, pândi atent printre tufișuri. Este rabinul nazarinean cu gașca lui, au coborât chiar acum pe mal, spuse el întorcându-se. Ce caută pe aici? Întreba altul. Credeți că ar trebui să-i... Și scoțându-și cuțitul de la cingătoare, își exprimă părerea fără vorbe. Nu, norodule! Sări Dumahus. Nu au nimic de valoare. Și dacă mă gândesc mai bine, adăugă el, omul ar putea să ne fie de folos. Știți prea bine că el are o mare putere asupra noroadelor și are o ceată care îl urmează pretutindeni și care se înmulțește văzând cu ochii. Dacă l-am pune împărat, am putea deveni stăpânii întregului ținut. Are puteri magice și ar putea face din iarba de pe câmp destule săbii ca să-i înarmeze pe toți cei care ni s-ar alătura nouă. Chiar și romanii se tem de el. Eu cred, adăugă altul, că omul acesta a făcut un legământ cu însuși Belzebul, că are asemenea puteri misterioase. L-am auzit eu pe un rabin la Ierusalim, explicând acestea unei mulțimi ce se mira de felul în care nazarineanul i-a vindecat pe câțiva care fuseseră orbi și surzi. În ce mă privește pe mine, nu mă interesează cu cine a făcut legământ. Mă pot uni cu oricine dacă e vorba de câștig, exclamă un al treilea. Dar ce se întâmplă de se aude atâta zarvă? Trebuie să-i vedem numai decât. Și se cățără într-un copac mai înalt din apropiere, de unde se adresă celorlalți tâlhari. N-am mai văzut niciodată o asemenea priveliște. Sunt mii de oameni, împreună cu femei și copii, călare și pe jos și toți vin încoace. Îl caută pe omul de care vorbeam, zise Dumahus. Acum vedeți că v-am spus adevărul. Așteptăm aici și vom vedea ce va urma. Astăzi s-ar putea să avem un timp prielnic pentru acțiune. Pe când vorbea așa, apăru un om de după tufișuri, iar când ochii lui întâlniră privirile lor fioroase și crude, tresări. Venindu-și în fire la gândul că o mulțime de oameni erau prin apropiere, se încurajă și întrebă cu glas puternic. Știți cumva unde l-am putea găsi pe cel care se cheamă Iisus din Nazaret? Eu sunt, zise Dumahus rânjind. Iar aceștia sunt ucenicii mei, ce dorești de la noi? Omul încremeni, în timp ce tâlharii izbucniră într-un râs ciocoritor. Nazarineanul este aici după acest povârniș, spuse Dumahus în sfârșit, văzând că oaspetele, speriat de râsetele lor, se pregătea să o ia la fugă. La auzul acestor vorbe, bărbatul urcă povârnișul precum o săgeată și, apropiindu-se de cei care l-așteptau, strigă plin de bucurie. Este aici! Veniți încoace! În câteva clipe, o mulțime de bărbați începură să urce dealul, urmați de o gloată împestrițată de tot felul de bolnavi, împreună cu femei și copii. Dumahus și oamenii săi, deși nu aveau aceleași simțăminte, li se alăturară, începând să imite și ei strigătele de laudă la adresa nazarineanului. Încercând să țină pasul cu mulțimea, ei călcau fără milă în picioare pe slăbănogii și bolnavii care nu reușeau să meargă în pas cu gloatele. Osteniți de călătorie, Iisus și ucenicii săi stăteau liniștiți la adăpostul culmilor de deal. Se retrăseseră într-un loc singuratic pentru a se odihni, dar nici măcar aici nu-și putură găsi liniștea. Când primul zgomot al mulțimii ajunse la auzul lor, Petru sări în picioare și, cățărându-se pe o stâncă, își puse mâna streașină la ochi și privi în direcția din care veneau gloatele. Ce vezi? Întrebare cu toți într-un glas. Petru coborâ, dar nu răspunse la curiozitatea celorlalți, ci se apropie de Iisus, care stătea mai deoparte, admirând frumusețea priveliștii ce îi se înfățișa înaintea ochilor, și îi spuse: Învățătorule, o mare mulțime se apropie. Te caută pe tine? N-ar fi mai bine să plecăm cât mai este timp? Ne-am putea retrage în munți sau am putea urca în corabie să traversăm lacul? Iisus nu-i răspunse, ci ridicându-se, asculta tumultul de glasuri ce plutea în văzduh ca vuietul unei mări, zărind culorile țipătoare ale puzderiei de oameni care se iveau prin frunzișul copacilor.
Suspină adânc și, copleșit de o dragoste divină, murmură: sunt ca niște oi fără păstor. Trebuie să-mi sfârșesc lucrarea înainte ca noaptea să vină și nimeni să nu mai poată lucra. Învățătorule, ai nevoie de odihnă. Hai să mergem, te rog! Insistă Petru. Dar pe când vorbea, primul val al oceanului aceluia de suflete împovărate și zdrobite se revărsă la picioarele lor. Ceasurile care au urmat au fost pline de binefacere și dătătoare de viață, cum au fost toate ceasurile lui pe pământ. Într-adevăr, el avea de îndeplinit lucrările pe care tatăl îi le încredințase și cât de mult s-a străduit să împlinească fiecare slovă din cartea scrisă mai dinainte. De aceea Iisus i-a vindecat pe mulți din cei care au venit să-și găsească ajutor în brațele lui și le-a vorbit multora despre măreția împărăției pe care tatăl le-o pregătise. Umbrele nopții se lăsau încet peste munții din depărtare, dar mulțimea stătea încă nemișcată, sorbindu-i cuvintele. Doar din când în când, scâncetul vreunui copil flămând sau obosit spulbera liniștea. Dar ce a făcut Dumahus și confrații lui în această după-amiază de neuitat? Îmbulzindu-se brutal în oamenii care l-ascultau pe Iisus, tâlharii s-au așezat într-un loc de unde au putut privi cu gurile căscate minunile și vindecările lui. Când Iisus a început să învețe noroadele, unul câte unul se îndepărtară, căci păcatul din ei nu suferea lumina orbitoare a sfințeniei sale. Dintre toți, doar Gestus, doborât de căldura zilei, se odihnea în tihnă la umbra unui copac. Însă, căzut într-un somn adânc, cu capul rezemat de piept, el nu auzea cuvintele care ar fi putut să-l salveze de la moarte și să-i redea viața veșnică. După ce se sfătuiră un timp îndelungat în șoaptă, ucenicii s-au apropiat de Iisus și Filip a înaintat spre el vorbindu-i astfel: învățătorule, locul acesta este pustiu și este deja târziu. Trimite-i să plece prin sate ca să-și cumpere de mâncare. N-au nevoie să plece, îi răspunse Iisus. Dați-le voi de mâncare. 200 de lei nu ajung să cumpărăm pâine pentru toată mulțimea aceasta. Cum am putea deci să le dăm să mănânce? Întrebă Filip. Câte pâine aveți? Mergeți de vedeți, le porunci Iisus. Andrei plecă și, întorcându-se imediat, spuse: este un tinerel aici care are 5 pâini de orz și 2 pești. Dar ce sunt acestea la atâția? Ce va face învățătorul acum? Era întrebarea care răsuna ca un ecou în inimile tuturor. Atunci Iisus a poruncit gloatelor să se așeze și, luând cele 5 pâini și 2 pești, și-a ridicat ochii spre cer și-a cerut binecuvântarea lui Dumnezeu peste aceste bucate. Toți priveau înmărmuriți cum el frângea pâinile și peștii, dându-le ucenicilor ca să le împartă norodului. Sub mâinile acelea binecuvântate, bucățile de pâine și pește se înmulțeau. Iarăși și iarăși, ucenicii se întorceau cu coșurile goale la el și le umpleau până când s-au săturat toți. Și au ridicat 12 coșuri cu firimituri și cu ce mai rămăsese din pești. Cei ce mâncaseră pâinile erau 5.000 de bărbați, în afară de femei și copii. Aici se încheie, dragii mei, lectura noastră de astăzi. Cred că ați fost și voi încântați că Rut, fiica lui Iair, a fost înviată și că Iisus, cu puterea lui dumnezeiască, a înmulțit atât de mult 5 pâini și 2 pești, că a putut hrăni cu aceste puține bucate
5.000 de bărbați, în afară de femei și copii. Da, mâinile Domnului mulțesc tot ce este bun și vindecă sau repară tot ce s-a stricat. În El să ne încredem și noi întotdeauna și să nu ne îndoim că El este Cel ce poate să ne mângâie, să aducă vindecare și să ne hrănească. Vă invit și data viitoare la lectura noastră din cartea Titus, un camarad al crucii, de Florence Morse Kingsley, să însoțim mai departe pe eroii noștri. Până atunci rămâneți cu bine și Domnul să fie cu voi! Ați ascultat o emisiune realizată de Sanda Sândulescu. Mai mult decât povești. Mai mult decât povești.